Municipiul Satu Mare va fi atacat din aer în cursul zilei de joi. Totul face parte dintr-un exercițiu de alarmare condus de către comitetul local pentru situații de urgență. Pe raza municipiului Satu Mare va avea loc exercițiul de alarmare publică pe timp de zi ca urmare a unui atac aerian condus de Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Scopul exercițiului este de pregătirea populației și angajaților cu privire la activitățile care se desfășoară de către aceștia la declanșarea semnalelor de alarmare publică. La transmisarea semnalului de alarmă aeriană, populația aflată pe stradă încetează orice activitate, se adăpostește în subsoluri, adăposturi amenajate, ganguri, pasaje sau la parterul blocurilor, persoanele aflate la volan opresc autovehiculul pe partea dreaptă, persoanele aflate la locul de muncă încetează orice activitate și se adăpostesc. La transmiterea semnalului de încetare a alarmei se reau activitățile normale. Muncitorilor li se cere chiar să amâne lucrul pe perioada exercițiului. Conducătorii mijloacelor de transport sunt obligați să oprească imediat, să deschidă ușile, să deconecteze mijlocul de la sursa electrică și să se grăbească spre cel mai apropiat adăpost.